Femeia care a fost preluată de pe plajă ieri de smurt, suspectă de coronavirus, a primit azi confirmarea, are COVID-19. Femeia a venit cu mai multe rude la mare, toți s-au cazat într-un apartament din Eforie Nord și a mers prin stațiune cum face orice turist în vacanță, fără să știe că poate să împrăștie virusul în toate locurile în care a ajuns. Oamenii care se aflau pe plajă au văzut întreaga scenă. Ba mai mult, au înconjurat-o atunci când tânăra a căzut pe nisip, fără să-și dea seama de pericolul la care se expun. Am văzut că s-au adunat mai mulți oameni în jurul ei, undeva în zona aceasta, și am anunțat echipa de intervenție, Șenilata. Am dat prin stație către colegul meu, colegul meu a anunțat mai departe și a venit Șenilata să o preia. Chiar din zona aia am venit ieri, am văzut când a venit Șenilata și era, a luat o ambulanță și a plecat. A spus că are temperatură și că nu poate să respire. Salvatorii susțin că tânăra ar fi cunoscută și cu alte afecțiuni. Ulterior am aflat că avea o depresie postnatală și se cunoștea ca fiind bolnavă de epilepsie. Femeia de 28 de ani a venit la mare împreună cu mai multe rude. Toți s-au cazat într-un apartament cu două camere dintr-o vilă din stațiunea Eforie. Din păcate, doamna de ieri este internată în spital. Cum am aflat, am trimis o echipă de inspectori la locația unde este cazată, unde a fost cazată, să identificăm persoanele cu care a venit, din familie, prieteni, cu cine a intrat în contact, practic am demarat ancheta epidemiologică. Ministrul Sănătății a avertizat încă de acum două săptămâni asupra pericolului răspândirii virusului pe litoral. Vedea și dumneavoastră ce se întâmplă și pe litoral, atunci avem o transmitere. Litoralul este o zonă în care populația vine, își petrece o săptămână, infectează, se reîntoarce în județele de Baștină și acolo putem vedea creștere. Stațiunea Eforie rămâne una dintre cele mai aglomerate din această vară. Chiar și pe final de sezon, oamenii se îngrămădesc prosop lângă prosop aproape de mal, iar intervenția salvatorilor devine o aventură. Deși au panouri prin care sunt avertizați că este zonă de intervenție, turiștii ignoră complet aceste mesaje.